fetelor, aia, crezi că dacă Maria îl va refuza pe Marinescu, el întoarce foaia? Normal. Normal. Mai întâi întrebați-le... Mai întâi întrebați-le ce înseamnă să întoarcă foaia. S-a văzut destul de clar, eu cu Mariana te pasam de la una la alta când aveam noi chef. Băi, fete... A jucat ping-pong cu Marinescu? Da. Da. Și el pe post de minge? Da. Eu să mai joc. Domnișoara Cristina, am extrem de multe de zis în acest moment, dar nu pot, domnișoara Cristina, pentru că după iar îmi vor repășa, îmi vor repășa că eu jignesc femeile. Dar jignește-mi, mă, dacă atâta puți, atâta ai faci. Nu te-am jignit. Fără să jignești. Poți să mă jignești, infinit. Exemplu. Mă interesează. Multe rău. Domnișoara, știți cum făceau, domnișoara, știți cum făceau fetele? Făceau așa. Ia-l tu pe Marinescu, că nu-l vreau eu. Că ajungea la aia. Ia-l tu, Mariana, că eu nu-l vreau. Având în vedere că le cunosc... Hai mă, liniște, că dacă te refuză și Maria după două zile, nu aici și o faci copilul. Mariana, vorbești peste mine. Dar vorbesc și peste tine. Domnișoara Cristina, având în vedere că le cunosc pe aceste două fete, nici dacă ar fi ultimele două persoane de sex femin de pe această da, persoană, nici măcar o secundă, până acum o săptămână era leșinată. Faci că dacă... Lași bărbați! Dacă vin în fața ta și le dau fatele la toți în picioare. Aoleu, Mariana! Are fetișuri cu picioarele, vreți să vă mint, domnișoara Cristina? Ce ai zis? Ești valoasă cea mai urâtă femeie în masă. Păi dacă îți dai santalele jos și... O să-mi pun pe picioarele. N-ai zis doar frazele, cum ai zis-o? Sunt curios și eu dacă l-ați auzit pe Marinescu. Acum. Da, domnișoara Cristina, Marinescu, i-ai jertat. Ce zicea lui Nicos? Lasă-mă, Codruț. Au, încă de ce? Mie mi-a zis? Mie mi-a zis? Ai zis? De ce, Nico? Ce i-a zis, măi, n-am auzit. Am zis-o în cor, așa, ce proaste sunt. Mai Marinescu, de câte ori să-ți spun să nu le mai faci pe fete așa? Sunt convinsă că tu știi cum să porți discuții în contradictoriu cu fetele, dacă asta dorești. Au o părere mult, domnișoara Cristina, au o părere mult prea bună despre ele. Mai știu pe cineva. Ar trebui să știe unde le este locul, să rămână acolo și nici măcar o secundă să nu se ridice cu nasul la mie, nici aia, nici Mariana. Pentru că nu sunt pentru mine niciodată în viața asta. Oam, Vlad, după ele. Hai că vine Mariana, ia. Îți dai... Da, ce faci, măi, n-am biscuite și calmează-te, că ți-a scăzut glicemia. Credeam că-ți dai sandalele jos. Măi, Marinescu. Ce-am făcut la Maruca pe jos? Ieri a venit domnișoara Cristina la mine cu aceeași, aveam aceiași biscuiți și mi-a spus așa, chiar dacă suntem certați, dă-mi și mie un biscuite. Și acum a aruncat biscuitele așa și simt ce se uita după sandalele tale. Asta este domnișoara Cristina, e păcat să arunci mâncarea pe jos, deci fie rușit. Un mare bădăran. Că Marinescu a obosit. Marinescu când era foarte lucid, vorbea extrem de frumos. Chiar dacă era atacat, vorbea frumos. Marinescu s-a plictisit Marinescu de o săptămână sau două, George Marinescu vorbește foarte urât. Cred, asta cred că de nu, de faptul că a obosit și nu mai poate, bă, poate am obosit și eu. Eu nu jignesc. Am obosit și eu. George Marinescu s-a plictisit de voi toți. Asta înseamnă că trece limbajul tot. Dacă mai dai cu vreo fărâmă din acel biscuite în vreunul din colegii tăi, afară până la vot. Dar ce voi trebuie să faceți? Ce face și el? Nu are dreptate pentru felul cum se exprimă Marinescu și de asta aruncă niște acuze total nu neapărat nefondate, dar urâte, care nu-i fac cinste nici nimănui. El e conștient de ceea ce vorbește, mă, și lui îi place. Și de asta se simt și nu are maturitatea necesară să vorbească. Văd că este prima elegant. Văd că este prima ta intervenție în această gală. Ai spus că nu ai nimic personal cu mine și văd că este împotriva mea. Cum păi este împotriva ta, pentru că ultimele tu ai dat niște detalii tehnice despre mine și m-ai atacat și am observat că același lucru l-ai făcut cu toată lumea. Acum eu vorbesc, te rog frumos. No, când și ai atacat pe toată lumea spunând de Mătălina ceva, spunând de Alex, ce altceva. Relaxează-te acolo. Tu te uiți în curtea ta. Cumva motivul pentru care tu acum încerci cu mine aici un dialog pe care nu o să ai niciodată cum să-l câștigi. Și acum urmează o acuză nefondată. O să ai și 40 de ani. Că mă uit la tine și nu-ți dau nicio șansă, ești nebun. Te ascult. E greu cu mine, crede-mă. Cumva cauza este Maria? N-are nicio treabă oricum Maria. Oricum nu o să ai niciodată. Oh. Dar oricum nu o să ai niciodată. Băi, nu dacă nu o să am niciodată... Ce vezi că-ți merg? Aseară Maria, când vorbea cu mine, tu de ce o sunai într-una? O sunai? Au, 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 au,
Lasă că și tu ai doar aici. Vorbea cu Nicos Alex. Așa, Cristina, ca să vă arăt tuturor că nu-l favorizez pe Marinescu și că n-am o brigadă cu el, Marinescule a vorbit chiar vreo două ore cu Alex Maria. A făcut chiar și conferință. Eu te înțeleg acum ce... Auzi, Marinescu, n-are nicio șansă. Ai, hei! Ce-mi place! Ia, liniștiți-vă puțin. Alfa. Auzi, până una alta. O secundă. Nu, nicio secundă. Explică-mi, n-are nicio șansă la ce? La inima Mariei? N-are nicio șansă... Nici la viață, nici la Maria, păi, nici la competiție. Dacă tu ai mai multă șansă la Maria, dacă tu ai mai multă șansă la Maria, crede-mă că Maria m-ar... eu nu mă lupt cu tine pentru Maria, eu n-am ce să fac cu tine. Okay. Eu mă lupt pur și simplu, vreau să o cuceresc, dar din punctul meu de vedere, dacă ea s-ar uita la tine și tu ai avea în continuare comportamentul pe care l-ai, ea m-ar dezamăgi cumplit. Contează cum mă comport cu femeia de lângă mine, nu contează cum mă comport cu restul persoanelor. Nu, fii atent! Persoanele pe care le cunoști... Și să spun încă o chestie. Băieții pe care cunoști, îi cunoști mult mai bine decât o cunoști pe ea. Și tu dacă te comporți cu persoanele de lângă tine, pe care le cunoști mult mai bine decât o cunoști pe ea, nici nu vreau să știu ce se întâmplă când o să fiu mai... Hai să ne referim aici la competiție, că tu mă tragi prin la răspundere cum mă comport eu aici. Să-ți amintesc, dragul meu, că eu aici în competiție sunt în top de multe săptămâni, înțelegi? Sunt printre primii. Dar pe tine ce te preocupă, să fii în top sau să... Ascultă-mă, sunt printre primii, ba chiar mai mult. Sunt primul cam de fiecare dată. Tu, unde ai fost tu, ai fost cel mai slab. 3 puncte și cu asta dar, ți-am încălzit. Dar aici o competiție, am închis gura, 3 puncte. Mă, 3 puncte. Acum ce zic asta? Se leagă de un detaliu tehnic. Cum dar nu e același context. Nu e același context. Competiția tu vorbești. Tot competiție, nu contează. Tu vorbești tot competiție. Ce faci, măi? Ce eu sunt geamănul lui Comănicii. Prost are frate meu. Bine, sper că te comporți mai frumos decât în geamănul. Frate meu e prost are. Arată tu aici ceea ce nu a arătat dincolo. Și după vin o să te uiți tu la mine, înțelegi? Păi, lasă că dacă tu erai acolo în locul lui, tu te necai din prima zi. Stai liniștit că nu rezistai acolo, era eliminat. Un conflict verbal vis-a-vis de o femeie și a mutat-o pe favorit. Băiatul ăsta a purtat un conflict verbal despre o femeie. El n-a putut să ducă la această luptă și a mutat-o după favorit. Și din nou George. Ascultă-mă. Da, tu zici că eu aici despre pe Mariana sau pe aia, da? Da, le vorbești, nu neapărat le jignești, dar nu le vorbești cum trebuie, cum ar trebui să vorbească. Tu le și acum le-ai făcut și proaste. Tu le cunoști pe ele, ca să mă întreb pe mine, băi, de ce fac nu e nevoie să le cunosc, nici pentru cea mai josnică persoană nu trebuie să vorbești în felul cum ai vorbit, cum ar vorbi un bărbat adevărat în fața unei femei. Asta nu-ți dă niciodată. Rămâine mă pun pe tine și am act de cojocul tău. Da, ne-am distanțat puțin. De la subiect. Dar nu e nicio problemă, pentru că în continuare vom avea posibilitatea să discutăm un alt material. De această dată, Romeo versus George Codruț. Haideți să-l urmărim. Tu știi doar să urli atât. Tu ești cățelușa la cineva din această emisiune. Vrei să ți le zic pe față? Bă, vorbești peste mine și ne înțelegeți păi că... Romeo. Dar lasă-mă să vorbească, bă. De ce mă stui eu jignească? Lasă-l să vorbească ce vrea el, care e problemă. Da, mă, oprește-te. Păi să vorbească cât vrea că să mă jignească. Vrei să sar ăstea la bătaie sau ce vrei tu până la urmă? Lasă-l să vorbească, mă, pe Romeo, de ce ea? Păi știi foarte clar că s-a agită ăsta. Comentează la mine, ia să comenteze, hai. Te-ai băgat tu. Hai să vedem. Să vedem ce? Ce o să iasă? Dar abia aștepți, tu? Să te văd ce faci, hai. Hai să te văd. Tu fieri. Tu fieri. M-ai plictisit rău de tot, nu mai întâi de tine. Ești agitat. Faci bum. Atât timp cât această individă, de când a venit în această casă, pe nume Alexandra. Da, te-am făcut. Care-i treaba ta acum, sincer? Treaba mea? Da. Că eu jignești și o să se enerveze să sară la bătaie. Și dacă sare... Și vă bateți acum, nu? Hai dacă sare la bătaie. Pe care problema că ce sare la bătaie? Ăsta-i smart doi toți aici, vorbim, frate. Atâta timp cât ea mă atacă cu toate alea... Păi haideți! Pe care problema că sare, că nu știu ce, te bagi tu marele ăsta aici așa? Care-i? Bă, dar ce-ai, mă, ți s-o urcat de rânze la cap? Ce-ai, mă, Romeo? Sare problema. Păi ce-i problema? Ce-i să te bagi? Da, Romeo, facem show, Romeo!
Faceți Romeo! Faceți convine să-și gnească cineva pe mine, mă, să convine? Bă, George, tu te rog frumos să taci din gură. De ce? Te rog frumos să taci din gură, nu mai vorbi. De ce? Prostii că vorbești prostii. Păi de ce vorbești prostii? Că vorbești prostii, așa. Păi de ce? De ce vorbești prostii? Că vorbești mari prostii. Da, ăștia din... ce? Toți sunt mari doi aici, dacă... Eu nu pot să vorbesc, frate, nimic. Nu pot să-mi spun punctul de vedere. Numai voi pot să vi-l spuneți și... Că vorbești prostii. De ce vorbești prostii? Că te bași peste mine. Păi și ea spune cu ce am intervenit. Acum, că sare ăsta la bătaie, că acum vrei să sare, să-ți dea sau ceva. Nu, spune doar cuvintele mele. Spune doar cuvintele mele. Doar cuvintele mele, spune. Îmi amintesc că eram foarte nervos, dar te-ai băgat acolo și nu aveai nicio treabă. Am spus doar așa. Prin asta dovedești că, într-adevăr, Codruț ar fi cățelușul tău. Că cine e Alexandra, mă, în emisiunea asta? Cine e Alexandra, care nu știe să vorbească? E o agramată, e o analfabetă funcțională, că nu știe. Bă, vezi cum vorbești. Vezi cum vorbești, zic frumos. Vezi cum vorbești. Da, doamna Cristina, vreau să-i mulțumesc lui Romeo că m-ai jignit. Mulțumesc frumos. Apreciez foarte mult ceea ce ai făcut acolo. Eu, în afară de frustrat, nu te-am jignit cu absolut nimic și nu consider că este o jignire faptul că, că ești frustrat, că spun că ești frustrat. Doi la mână, pe acest material am văzut destul de clar cine a împins de la spate pe cine să sară la bătaie. Alexandru, respectiv George cu Marinescu l-au presat atât de tare pe Romeo ca să-l facă să sară la bătaie. Iar reacția lui este ceea ce s-a văzut pe material. Da, tu dacă nu veneai în acel moment și tot insistai și cu alălalt din spate, bă, nu mai jigni pentru că ăsta se enervează să sară la bătaie, bă, nu. De la asta a reacționat el. Codruț, n-aveam ce trebuie, stătea acolo, dar pur și simplu îl rugam frumos. De la asta. Stai că vorbesc și eu. De la Alexandra. A zis Codruț, care va repetat. Zi Alexandra, zi Alexandra, zi Alexandra. Alexandra, ți-e rău? Nu, nu mi-e rău. Mă, cum pot, ea lui Romeo a fost la adresa lui George. A, deci George reacția... a spus că Romeo te-a jignit și George i-a spus lui Romeo nu mai jigni. Băi, da, și George, George i-a spus că reacționează Codruț, înțelegi? Păi, da, iar el a spus că hai mă sari la bătaie, hai să vedem, hai să George, ne vedem. Dar George, ascultă Alexandra puțin, înainte să spună George Codruț a repetat de două ori. Băi, femeie, era cu George! Alexandra, să mergi de Dumnezeu, dacă asta e intervenția, e la colegială. Nu mai vorbiți toți în același timp. Păi, iubita mea, dar n-a înțeles nimic acolo. Era pe conexiune, vorbea Romeo cu Alexandra și el indirect o jignea. Și i-am zis, băi, Romeo, nu mai jigni, vorbește frumos. Dacă vorbești frumos, nu intervin, stau și mă uit ca la televizor. Nu a înțeles, nu a înțeles. Intervenția lui George care a fost, băi, nu o mai jigni, că vezi că este nervos și s-ar putea era să se ajungă la înainte, altceva. Era nervos dinainte, el și pentru că a fost că când s-a... să se ajungă să sară la bătaie. A fost Alexandra în... mine și spune că eu l-am împins pe Codruț la spate. Nu, 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 n-am zis că pe Codruț, pe Romeo. A, l-am împins pe Romeo. Pe Romeo, că tot venea și tu și Marinescu, am văzut pe acel material cum venea și spunea, nu, băi, nu mai fa asta că sare asta la bătaie, mai nu mai fa. Adică mai nu. Chiar o reacție în urma argumentelor pe care tu le-ai spus. La el, la el. Adică mai nu caut concurent. Eu vorbesc la bătaie, comănici! Nu am ce spuneau aici? S-a enervat pe intervenția lui George, i-a zis, hai, George! Păi s-a enervat și a spus că să sară la bătaie Codruț! Stai că explic eu. Da, Romeo, te rog. Să sară la bătaie. Da, în primul rând vreau să-mi cer scuze încă o dată, Alexandre, pentru că nu e... Nici eu nu... Eu nu scuzele să te duci să le ceri la icoană, vezi dacă găsești... Nu, dar vreau să... Și dacă ar fost Alexandre sau oricare altă persoană, nu sunt eu așa cum, dar am avut o lăsați-l și pe Romeo, vă rog. A fost o situație mai tensionată pentru că suntem în casă zi de zi și cred că nimeni nu are o traiectorie directă să fie în fiecare zi la fel. Eu am fost puțin mai tensionat, nu e o scuză, doar vreau să-mi cer scuze. Romeo, că am adus unele jigniri. Dar nu, George, după ce am reflectat și am văzut și acest material, nu a vrut să mă instige, ca să zic așa. El a zis, nu mai jigni că, știindu-l pe Codruț, probabil o să aibă o reacție violentă asupra mea. A fost ziua când m-a eu am înțeles cu totul altceva. Și tu de la altceva. Asta ai reacționat, corect sau incorect? De la faptul că George nu a insistat pe chestia asta. Da, dar intenția lui nu a fost să mă instige sau ceva. El a vrut să paplaneze situația respectivă. Da, dar pentru că eu n-am înțeles bine. Indirect l-ai instigat, nu vorbi cu tine. Pentru că eu nu am înțeles ce voia George să zică. Nu gândesc, gândesc foarte bine și spun de ceea ce am văzut. Codruț stătea așa și după aia s-a mutat așa. Dacă nu știi, nu mai vorbi. Oricum. Da, am văzut pe material. Auzi, Romeo, tu la cine te referai când spuneai către George, învață-ți cățelul să vorbească? La Codruț. Așa ai zis? Vai. Da, după ce m-ai făcut. Ce urât. Urâte astea.
Te mai luăm la noi în brigadă? Nu, eu țin să menționez încă o dată că nu fac parte de nicio brigadă și nici nu o să fac vreodată. Și eu de multe ori sunt pe aceeași lungime de undă ca și George, stând și analizând situațiile din casă. Nu, e, nu că am vreo prietenie cu George, nu știu cum, nu că... Pur și simplu, ca și oameni, sunt oameni care uneori se conectează și au aceleași păreri. E foarte simplu. Păi și tu mi-ai făcut cățel, că te-am făcut eu, să consideri. Nu vă mai jigniți. A fost o reacție impulsivă la acel moment. Nu consider că ai fi cățelul sau cineva ar fi cățelul cuiva din această casă. Am înțeles. Băi, Alexandra! Alexandra! Inclusiv am rămas cu Romeo în baie încă vreo 5 minute. Marinescu, tu ai fost aici și n-a fost material? Tu nu ai fost. Tu nu ai fost. Tu nu ai fost. Ai răbdare și nu-l mai jigni. Dar vorbește frumos. Apoi stați puțin că și el m-a făcut pe mine porcar și ciobani. Dar vorbește frumos cu mine. Vorbește frumos cu mine. Nu te mai da la mine că e greu. Vorbiți câte 5 în același timp. Rare susține că în baie. Marinescu făcea următoarele afirmații. Ce făceau, spunea că bine le-ai făcut, nu te lăsa la ei. Așa calmezi tu un om? Ce-a zis asta? Asta a zis da. Nu mi-amintesc da, pentru că eram da, foarte da, nervos și nu mai știu făcut, exact ce cine ce-a zis. Nu te lăsa la ei. Și pe material, și pe material. Îl luai după urmă. Îl luai după urmă. Ok, ok, dacă am spus asta, mi se pare normal. Pentru că... Bă, da, bă, auzi, nu, Rareș, nu mi se pare normal deloc să te lași călcat aici în picioare, indiferent de așa, așa ceea ce s-ar întâmpla. Și omul ăsta a zis că... Eu când îl iau pe ăsta, eu când îl iau pe ăsta deoparte, când vrea să sară la tine la bătăie, îi spun calmează-te. Nu-i spun bine ai făcut, bine ai făcut că l-ai prins de gât. Mă uit la el și mă minunesc cât de varză poate să fie. Mă, varză, stai pic, Rareș. Varză? Am vorbit ieri cu tine, ai spus că nu te implici în... discuțiile mele cu Mariana. Nici eu nu vreau să mă implic într-adevăr. A, da, adineaori te-ai implicat? Când? Crezi că el instigă. Când îi instigăm pe el? Dacă n-am zis-o asta. Deci, las-mă, Rar. Mădălina, spuneam mai devreme că Maria, din punctul tău de vedere, îl place pe George. Vorbeai serios? Nu îl place pe George, doamna Cristina. Dar? O face anumit, că mă vede că mă agit. Păi da, da, domnișoara... Și eu îi dau, că n-am, proastă sunt eu una. Păi dai. Eu n-am zis-o eu. Eu am un dialog cu George, normal, nu-l atacam, nu mă ataca. Și vine Mădălina, se ridică, ca și cum să-i arăte lui George că noi interesează, pleacă de la... de, noi vorbeam între ei, adică vorbeam eu cu George, dar era și Mădălina. Hai că de-aia când ai 5 minute și te trimite producția, nu le stai cu mine. Da, 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 stai și vorbește. Păi, dacă vrei să provoci pe cineva, dacă vrei să creezi o situație, nu fă ca lumea să-și dea seama. Maria, atât repet, tu nu ai cum să înțelegi că nu ai un iubit în casa asta. Pe tine puțin nu te interesează, tu vrei doar scandal și panaram, atât. Atâta timp cât eu, într-o săptămână, îl văd o oră pe George, eu alea 5 minute, lasă-mă să vorbesc, lasă-mă... Nu pot judeca, vorbeați pe rând, vă rog. Sunt aici de 2 luni de zile. Lasă-mă să vorbesc. Ești imună la asta, zic eu. Lasă-mă să vorbesc. Păi vorbești prost, vorbești. Lasă-mă să vorbesc prost, așa cum vorbesc eu. Ești în postură să vorbești despre asta. Sunt în postură să vorbesc, să spun ce vreau eu, atâta timp cât sunt aici și sunt concurent. Așa că stai din gură. Tu te-ai făcut de când ai intrat. Cu ce? Tarzan, Cristina. Tarzan. Atât timp cât eu am 5 minute cu George, vreau să stau doar cu George, nu am nevoie de... Poți să vorbesc? Da. Mulțumesc frumos, Maria. Zi-mă, dă, te rog. Atât timp cât eu am 5 minute cu George, vreau să stau cu el. După când revine în casa asta, oricum se bagă tot timpul în discuție cu el. Poate să vorbească, poate să facă ce vrea, nu ce vrea ea, să vorbească cu el. Tu de ce numești aia Tarzan pe Maria? Doamna Cristina. Pentru că din prima săptămână eram aici în junglă. A venit Maria și făcea pe Tarzan. Prima dată m-am băgat în discuție. Vorbea aia, că ai întrebat pe domnul Soara Cristina. Lasă-l pe George, vorbește cu aia. Păi da, firma ceva, doamna Cristina. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.